Bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Eu sunt Camelia și astăzi o să facem acest tortuleț. Un tortuleț cu pasta șu și cremă de lămâie și portocale cu frișcă și ciocolată și aceste mini eclere. Bine ați venit! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Așa, o să le pun aici. Aici avem toate ingredientele. Astăzi o să facem un tort. Un tort și blatul nostru o să fie din aluatul de la eclere. O să facem așa un ecler mai mare, un singur. Și o să facem un tort. Așa. Și pentru aluatul nostru, pentru blatul nostru, o să avem nevoie de ouă, făină, unt, un pic de sare și apă. Și avem 250 de grame de apă, 150 de făină, 100 de unt, un praf de sare. Și ouă o să punem cât este necesar, câte ouă o să intre. Amestecăm încet, încet. Acestea sunt ingredientele pentru blat. Așa. Pentru cremă, eu am să fac o cremă amestecat lămâie, suc de lămâie cu suc de portocale. O să le stoarcem. Așa. Și o să vedem, o să avem nevoie de circa 350 de grame de zeamă de lămâie. Fac amestecat zeamă de lămâie cu zeamă de portocale. Dacă faceți doar zeamă de lămâie, să știți că iese foarte acru. Dacă vă place lămâia, îl puteți face. Așa, eu am un tort, făcut tort pe YouTube, doar cu lămâie și apoi am încercat și cu lămâie împreună cu lapte, ca să nu fie prea acru. Dar astăzi vreau să încerc amestecat lămâie și portocală. Și o să punem 350 de suc de zeamă de lămâie. Am curățat, vedeți, puțină coajă de lămâie și de portocală și o să punem în interior. Așa, o să avem nevoie de 50 de grame de amidon, un ou și 100 de zahăr. Și apoi o să batem frișca. Aici am jumătate de kilogram de frișcă. Eu o folosesc îndulcită. Și astăzi am să folosesc gata îndulcită. Și am să adaug puțină în cremă și apoi o să punem și doar frișcă. Și o să începem cu aluatul. Am spus aluatul este de la Eclair. Și o să avem nevoie de o tigăiță. Așa. Frișca o dau la frigider și o să o batem puțin mai târziu, ca să stea la rece. Așa, într-o tigăiță o să punem apa. Aici am 250 de apă. 250 de apă și 100 de unt. Și punem și untul. Așa. Și acum punem pe foc. Punem pe foc până se topește. Apa cu untul și pun și un praf de sare. Am să pun și o codiță aici la... și punem pe foc. Așa. Între timp cât se topește untul, noi o să stoarcem lămâia și portocala. Lămâile noastre și portocalele. Așa, avem și un cuțitaș aici. Și o să le tăiem. Și o să avem nevoie de circa 350 de grame. Și puneți după gust. Să nu fie nici prea acră, nici prea... Eu am făcut un tort doar cu 350 de lămâie și... Foarte, foarte bun, nouă ne-a plăcut foarte mult, dar nu toată lumea preferă
Doar lămâie. Portocale, portocale. Și cântărim. Cântărim să vedem și când credem noi că e gata, avem 350, ne oprim. Așa. Deci cât timp untul și cu apa se fierbe acolo, imediat vă arăt. Așa. Vedeți? Cum fierbe apa cu untul. Untul s-a topit. Așa. Și acum adăugăm făina noastră, 150 de grame de făină, toată odată, aici. Peste. Și din acest aluat puteți face și eclere. Așa, punem toată făina odată. Și amestecăm. Așa. Amestecăm, ia uitați, vedeți? Așa. Amestecăm bine totul. Uitați să se strânge. Așa. Vedeți? Am luat-o. Și acum mai pun puțin pe foc. Și mai învârt. Pun puțin așa pe foc aici. Aluatul trebuie să se usuce bine, să fie... Eu am această oliță care nu se livește și să facă ca un strat așa alb pe fundul oalei, dacă faceți în... Așa. Am mai pus pe foc. Ia uitați-l cum arată. Așa. Și o să-l punem într-un vas să se răcească puțin, puțin și apoi adăugăm treptat ouăle. Cum arată. Îl mai las puțin, puțin pe foc. O idee. Îl las așa și după aceea amestec. Și aici mi-am pregătit un vas și o să punem în acest vas. O să punem... Astăzi facem tortulețul. Tortulețul cu bază de ecler. Cu aluatul de la eclere. Pasta șo. Așa. Și amestecăm. Amestecăm așa bine. Și este gata. Închidem. Așa, să pun aici o codiță de desubt. Și turnăm. Turnăm aici în... Ia să dau deoparte. Așa, să pun aici în față să se vadă. O să punem aici. Așa. Eu am această oliță de nu se lipește. Să știți că este foarte, foarte bună. Așa. Tragem așa pe laturi, vedeți? Și o lăsăm să se răcească puțin. Așa. Aici am 250. Știu că îmi intră 250 de lichid. Așa, să pun așa aici.
ca să am o idee. Și punem portocale. Și stoarcem bine. Le dăm mai întâi la circa 200 de grade, la temperatură mare, la început, pe 10 minute și după aceea încet dăm la mic. Dăm deoparte. Dăm deoparte totul. Cred că are de ajuns. Așa. S-a răcit puțin. Nu este fierbinte ca să coacem ouăle. Să le prăjim aici în interior. Așa. Și începem să adăugăm ou după ou. Unul câte unul, încet. Și vedem cât intră. Și adăugăm primul ou. Să-l pun aici, unde am avut cojile, să punem cojile la ou. Așa. Și amestecăm. Amestecăm așa încet până îl incorporăm bine pe tot. Aveți mixer acasă, robot, faceți cu robotul. Eu am făcut tot timpul așa la mână. Așa, și adăugăm acum ou după ou. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia și bucate gustoase, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Așa. Amestecăm. Amestecăm până îl incorporăm bine. Acum o să adăugăm și următorul ou. Trebuie să iasă lucioasă, lucioasă, lucioasă. Așa. Și acum al doilea. Și să vedem cât o să ne intre. Am zis că dau drumul la cuptor. A intrat bine în aluat oul, îl adăugăm pe următorul. Putem adăuga 3, 4, 5, 6, depinde. Depinde de cât de mari sunt ouăle. Așa. S-a intrat și acesta în aluat. Așa. Cum v-am mai spus, facem sport. Ia uitați cum lucrăm muștii. Așa. Am adăugat și al doilea ou. Vedeți? Așa. Acum îl adăugăm pe al treilea. Că încă mai trebuie. Aluatul ne spune câte ouă punem.
Așa. Și începem din nou. Să-l băgăm în aluat încet, încet. Și cu răbdare. A zburat ceva, a zburat. Așa. Deci am adăugat 3 până acum. Și aluatul ne spune câte ouă trebuie să adăugăm. Și amestecăm. Să-l incorporăm bine, bine. Așa. Am revenit. Ia uitați aluatul. Este aproape, aproape gata. Așa. Și acum, dacă adăugăm un ou întreg, e posibil să se facă foarte moale. Și o să punem un ou ușor aici. Și o să-l batem și o să adăugăm puțin câte puțin. Așa. Și o să adăugăm puțin câte puțin. Am să adaug puțin. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțin. Dar dacă nu, lăsăm așa. Și amestecăm bine. Este aproape gata. Să mai dau puțin, puțin. Mai trebuie puțin, puțin. Am să dau. Așa. Și amestecăm. Deci au intrat 3 ouă și mai bine de jumătatea, 4-lea. Ca o limbă în jos. Așa. Și amestecăm bine acum. Așa.
dăm o formă rotundă. Așa. Vedeți? Așa trebuie să rămână. Ok. Acum ne prindem, ne luăm un poș, o punguță. Dăm o deoparte. Să-mi scot două bunci. Una pentru frișcă, cremă. Două, una pentru frișcă și una pentru... Și aici o să punem poziția noastră. Ouăle le dăm deoparte, că nu ne mai trebuie. Le punem așa aici. Iată ce am făcut. Așa. Dăm deoparte și punem aici totul. Mare, mare grijă, punem totul aici în poș. Să-ți facem tortulețul. Așa. O să luăm totul de pe... Am deschis și cuptorul. Acum o să punem în tavă. Ia vedeți și tava. Așa. Am pregătit tot tavă. Așa. Mi-am desenat aici un cerculeț, cam cât aș dori de mare să-mi fac, și cu creionul îl punem în jos. Așa. Am să tai vârful la poș. Dacă taie. Oh.
punem în tavă. Să-mi așez așa cu furculița aici. O să iasă un tortuleț micuț, micuț. Nu-l doresc mai mare. Așa. Umezesc așa puțin furculița. Și acum alături o să ne facem așa mici. Din ce ne-a rămas. Degetul cu puțină apă, le așezăm așa. Acum le dăm la cuptor. Cuptorul s-a încălzit. La 200 de grade și ne ocupăm de cremă. Ia să punem să cântărim 350 de aici am 260. Ia să vedem. Peste 60. Nu știu dacă se vede. Așa. O să las așa. Dăm deoparte. Acum adăugăm ouăl. Coaja de portocală și de lămâie. Dacă nu doriți să se simtă în gură coaja de portocale, de lămâie, o puneți întreagă și apoi o scoateți. O tăiați așa șuvițe. Un praf de sare o să punem. Așa. O să
punem și zahărul. Și amidonul. Le punem pe toate, amestecăm și apoi dăm pe foc. Și amestecăm bine mai întâi totul. Să mă uit la ceas să vedem cât trebuie să stea în cuptor. Circa o jumătate de oră. Așa. Acum dăm pe foc. Așa, o să-mi aduc și frișca. Să aici o să frișca. Punem și o să batem frișca. Aici am jumătate de kilogram de frișcă, gata îndulcită. Este frișcă vegetală. Am o persoană care este alergică. Și folosesc mai mult din aceasta. Dar puteți face și cu frișcă, frișcă. Așa. Și începem să o batem încet. Între timp amestecăm încet, încet, încet la crema noastră. Să se întărească, să se îngroașe. Așa, am să dau frișca la frigider pentru moment. Uitați crema. Este aproape gata. O să dăm frișca acum la frigider și o scoatem după aceea. Crema noastră este... Uitați, este aproape gata. Eu o las să fiarbă bine, bine. Așa. Mi-am pregătit aici un vas unde am să pun crema să se răcească. O acoperim cu folie. Așa. O lăsăm așa crema noastră. Scoatem telul. Așa. Am scos totul de aici și acum acoperim. Și atingem crema ca să nu facă gojiță. Așa. Dăm așa în jos. Și o lăsăm să se răcească puțin. Am topit ciocolata aici, vedeți. Și acum o amestecăm. Așa. Asta este. Așa.
le dau aici în față. Asta este și am să-l tai în două, blatul nostru. Să vedem cum a ieșit. Aici s-a lăsat într-o parte puțin, dar nu-i nimic. Așa. Așa. I-am să pun puțină ciocolată aici pe... pe partea de jos, la blat. Combinația de ciocolată cu portocale este foarte, foarte bună. Așa. Și în restul care mi-a rămas, am să pun un cup de unt. O să punem deasupra. Așa. Și lăsăm să se topească aici untul. Ciocolata este caldă. Pachet mare și am să mai topesc un cub de ciocolată, îl pun la microunde, circa un minut. Acum am să-l pun pe o farfurioară. Așa. Mi-am pregătit și foșor cu undui. O să punem puțină frișcă. Ia uitați-le cum au ieșit cele mici. Și le tăiem așa. Ia uitați-le. Vedeți? Sunt goale, goale în interior. Așa. Să vedem ciocolata. Pe partea de jos, eu l-am tăiat așa în două. Ia uitați cum a ieșit. Așa. L-am tăiat în două și pe partea de jos am pus puțină ciocolată. Am topit-o. Ia să vedem dacă s-a făcut. Frige. S-a topit, vedeți? Și acum amestecăm. Amestecăm așa bine să se răcească puțin. Așa. Și o pun aici alături. Aici am pus un pic de unt. O să decorăm pe deasupra. Așa. Crema am dat-o puțin și la congelator. Sau am răcit-o puțin în apă și apoi la congelator. Așa. Iată, s-a întărit cu untul. Deci aici am crema de cacao. Cacao. Am ciocolată topită cu un cubuleț de unt. Aici, pentru decorare, am ciocolata. O las să se răcească puțin și să-mi scot crema și frișca. Crema noastră s-a răcit. Am dat-o și la congelator puțin să se răcească bine. Așa. Luăm folia transparentă de deasupra. Așa. Și aruncăm. Ia uitați, crema de portocale cu lămâie. Aici avem frișca bătută. Așa. Am să pun o lingură și aici în crema. Așa, și o să amestec.
așa bine. Însă gust. E bună. Mai dau o lingură de frișcă. Așa. E bună. Așa, acum punem frișca în boș. Tragem așa de să umblem. Așa. Am să dau deoparte. Dacă mai trebuie, mai adaug. Încercăm să scoatem aerul. Așa. Avem frișcă. Aici avem crema. Ia să amestecăm bine. Să o amestec așa bine, bine. O puteți cu mixerul amesteca ca să o faceți fină, fină. Așa. Aici avem și pulpă, puțină pulpă care a intrat la stors de la lămâie și de la portocală și coaja de portocală și de lămâie în cremă. Așa. Acum, blatul nostru este la partea de jos. O să punem din crema noastră așa un strat. Ați văzut, am pus puțină ciocolată. Așa. Un tort micuț și drăguț și bunos. Așa. Și să întindem. Puteți face și cremă de vanilie să puneți în, aici pe tort, dacă vă place mai mult. Eu îl fac cu lămâie și portocală astăzi. Așa. Tortulețe simplu, simplu, simplu. Așa, mi-am lăsat puțină cremă ca să umplem și aceste picoline. Bilele mici, 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 mici. Și acum punem frișca. Și ia să vedem noi cum o punem.
Mi-am pus un fel de floare vârf. Să vedem cum. Cum o punem. Așa. Așa, am pus și frișca. Dacă doriți să puneți mai multă, puneți mai multă. Acum fiecare pune după gust. Așa, cred că este de ajuns. O să mai punem. Nu, cred că este de ajuns. Ia să vedem. Am pus-o pe toată. Așa. Am să dau deoparte. Și acum o să punem deasupra partea noastră. Așa. Și o să punem crema noastră de ciocolată peste. Aici avem crema de ciocolată, aici avem ciocolată topită și crema de ciocolată, ciocolată cu un pic de unt. Așa. Ia să le umplem și pe aceste mici, să facem tot. Vedeți cum sunt în interior? Am să pun puțină ciocolată, cum am pus și la tort. Așa. Aici. Crema pe fiecare. Dăm deoparte crema. Învârt și mă gândesc cum să decorez. Să vedem ce idei îmi vin. Așa. Așa, ia să vedem.
mergem. Să facem aici o floricică. Așa. Aici am ciocolata, ciocolata topită, fără unt. Să pun aici. Și am să iau portocala. M-am umplut toată de ciocolată. Și am să iau așa, am 2, 4, 5 feliuțe. Și am să le dau așa prin ciocolată. Să le așez așa aici. Și trei frunzulițe de lămâi. Și tot așa am să le dau un pic așa prin ciocolată. Și am să le pun așa aici. Așa. Și ne mai putem juca și cu bezele. Tot așa am să le dau prin ciocolată și le aplicăm așa aici. Așa. O să vedem câte pun. Mai punem una. Aici și am să pun una în mijloc, nu pun așa. Ce spuneți? Este așa. Și aici putem pune puțină ciocolată, ne-a rămas și putem pune așa câte puțin pe deasupra, așa câte un moț. Să punem așa câte un moț de ciocolată. Ciocolata la fiecare de aici. Așa. Dăm cu puțină zahăr pudră, cu puțin zahăr pudră. Așa. Și aceasta este rețeta de astăzi. Simplu. Este pentru fetiță, simplu. Ia uitați-l. E un ecler. Un ecler mai mare. Așa arată. Și apoi eclerele. Eclere, mini eclere. Mici, mici, mici. Asta e, puteam să pun și deasupra, dar este prea mult. Atât, simplu, ați văzut. Am început dimineața, este ora 3 și am terminat. A durat mai mult timp cât s-a răcit. Atât. Tortul de astăzi, rețeta de astăzi, vă pup dulce. Vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că mi-ați fost alături. Și mi-ați ținut companie și nu m-ați lăsat singurică. Și v-am arătat această rețetă. Să o încercați, este foarte, foarte bună. Așa. Și dacă aveți cuptorul ventilat, să știți că eclerele, aluatul este super, super, super bine. Eu nu-l am, dar să fie ventilat, cu ventilație. Aceste cojile de la eclere, e super, super când este ventilat. Să puneți. Rețeta de asta, simplă, gustoasă. Fetița o să fie bucuroasă. Un tortuleț simplu. Vă pup și vă mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. La revedere, atât pe astăzi. Ne vedem vinerea viitoare. Tot la fel, în jur de 11, 11 jumătate, 12. Depinde cum reușesc.
Și ne vedem cu altă rețetă și în cursul săptămânii mai intru. Când am timp, mai intru să mai facem încă o rețetă. Îți mulțumesc mult! Vă pup pe toți și vă doresc multă sănătate. La revedere, o zi frumoasă. Vă pup!